Abuzul emoțional are asupra victimei efectul unei adevărate spălări a creierului. Aceasta ajunge să-și piardă încrederea în sine, respectul de sine, sentimentul propriei valori, să se îndoiască de percepțiile, capacitățile și abilitățile sale și, în fond, să depindă în întregime de agresor, chiar dacă este frică de acesta. Emoțional înțelegem expunerea repetată a copilului la o serie de situații cu un impact emoțional care depășește capacitatea copilului de a integra psihologic acest impact. De cele mai multe ori, abuzul emoțional vine din partea adultului, care în relație cu copilul este fie în situație de responsabilitate, fie este o persoană de încredere, fie de îngrijire acestuia. Când vorbim de abuz emoțional, practic ne referim la situații de umilire verbală și non-verbală, de jigniri aduse copilului, de amenințări, chiar și amenințările cu abandonul sau lipsa de afecțiune. Sunt gesturi intenționate pe care adultul le are față de copil, sunt acele respingeri ale copilului și mă refer ca și ființă, fie copilul nu este acceptat așa cum este, fie nu sunt acceptate emoțiile pozitive și negative. Vorbim despre copii care sunt disciplinați și cu violență, pentru că abuzul emoțional este o componentă în cadrul tuturor celorlalte abuzuri. Copilul care suferă de un abuz emoțional este mai predispus către un comportament agresiv sau pasiv-agresiv. De asemenea, are păreri negative despre propria persoană sau despre abilitățile sale. Părinții îl resping pe copil verbal, adresându-i insulte, critici permanente sau îl pot respinge fizic, refuzând apropierea față de el. Respingerea fizică implică refuzul de a-l îmbrățișa, de a manifesta afecțiune față de copil, dar și abandonul fizic al acestuia. Pentru evitarea unor astfel de situații și relaționalizarea fermă între părinte și copil, psihologii au câteva recomandări. Ca și psiholog, ce recomandări aveți pentru părinți? Abuzul emoțional apare cel mai frecvent în familiile unde există violență domestică, unde părinții au conflicte vis-a-vis de situația lor relațională, în divorțuri. Abuz emoțional apare și în situațiile în care părintele este diagnosticat cu o problemă de sănătate mentală sau în familii în care părintele nu are strategii de parenting pozitiv. Recomandarea mea este ca părinții să ceară sprijin pentru situațiile în care se află, fie că au trăiesc într-o familie conflictuală, fie că au propriile probleme de sănătate și să consulte un specialist, iar dacă simt că nu au abilități parentale destul de bine dezvoltate, să apeleze la cursuri parentale pentru a-și îmbunătăți metodele de creștere și îngrijire a copilului. Din păcate, acești părinți sunt la rândul lor victime, care transmit mai departe abuzul la care au fost chiar ei supuși. Pentru a primi însă ajutor, este nevoie să-și dea seama de greșeala lor, potrivit specialiștilor.